Au, nu te-ai pus bine cu asta, ci. Psst. La seminarul despre muzică. Ați ascultat coralul din cantata 147 de Johann Sebastian Bach. O frumoasă interpretare strictă a momentelor corale din această lucrare. Vă avertizez de la început, că așa e corect să spui de la început, că nu predic. Nu mă ocup cu așa ceva. Va fi o întâlnire de muzică și mă bucură foarte mult că vă văd muzicieni, oameni cu durere de sunet, cu sensibilitate de timbru, cu preocupare de transmitere pe calea asta a ce hotărâm să transmitem. Seminarul se numește Muzica de închinare. Da, mai stați un pic. Muzica de închinare, obligații și beneficii contractuale. Există zona asta de clauze într-un contract în care stabilești exact ce obligații ai și ce beneficii. Cine ești și ce ai de făcut. Și acum, pentru început, aș vrea să intru în câteva detalii de tehnice. Ne bucurăm de această cale de comunicare care a apărut, când o fi apărut? Când au cântat? Când s-a cântat prima oară? Și înainte? În cer. Este o cale de comunicare veșnică. Poate dinainte de vorbire articulată. De ceea ce cunoaște, de orice fel de cale pe care o știm noi de comunicare, a fost muzica. Dumnezeu a pus-o acolo primordial. Și se folosește de calea asta pentru a se descoperi și pentru a ne ajuta să-L cunoaștem. Bun.
un pic de fizică plictisitoare și trecem repede peste chestia asta. Avem așa, sunetul are patru proprietăți fizice. Frecvența lor dă ceea ce numim în muzică înălțime. A, știți, îmi place așa, sunt prezentările alea de pe TikTok sau așa, care îți spun, vino să înveți la pian. În 4 lecții simple, în 6 pași ușori, vei reuși să cânti Rachmaninov 3, vino să cântă după, știu eu, luminițe, beculețe, LED-uri sau așa. Am și eu 4 pași simpli. Aceștia sunt. Deci frecvența va da înălțimea sunetului. Ce obținem din înălțimea sunetului? Avem câteva domenii de cunoaștere de acolo. Înălțimea sunetului se măsoară în herți. Asta e laul, toți instrumentiștii știu că trebuie să ne acordăm. De ce ne acordăm? Pentru că trebuie să ne punem toți pe aceeași frecvență ca să putem cânta împreună. Dacă avem frecvențe diferite, ne doare. Da? E dureros. Când începem să cântăm și unii nu sunt acordați, e tristețe mare, e durere. Foarte, foarte important ca cei care cântă împreună să fie pe aceeași frecvență. O frecvență mai mică are fa. Fiecare sunet este pe o anumită frecvență. Din frecvențe și alternanța între ele și alăturarea lor, obținem câteva domenii. Unul ar fi melodia, da? Și mai avem armonia, în momentul în care frecvențele apar suprapuse. Dar mai avem și situația în care vocile apar individual, vin simultan, le auzim simultan, dar au o construcție independentă. Sunt singuri pe asta. De exemplu, fiecare voce este la fel de importantă, are un parcurs independent, se numește polifonie. Bach a scris așa. Și mai avem și heterofonia, ceea ce facem noi uneori la imnuri, când cântăm... Dacă unii știu altfel și zic... Și suprapunerea asta de la colindat, când unii o știu așa, unii o știu altfel puțin, dar merge bine împreună, se numește heterofonie. Un alt domeniu care ține de întinderea în timp, continuitatea vibrațiilor, sunetele sunt de fapt corzi care vibrează, da? Se numește în muzică durată, durata sunetului. Și aici avem de asemenea domenii de ritmică. Din momentul în care avem două sunete sau trei, avem un ritm. Da? Am una lungă, una scurtă. Deja am un ritm. Un alt ritm. Da? Avem o construcție ritmică. Și de aici odată putem să vorbim de partea de ritmică, metrică și pe altă parte vorbim de agogică, unde avem mai lent sau mai rapid. Și aici vorbim de tempouri, da? Ați cântat prea repede, ați cântat prea lent, ați obținut un tempo ideal. Urmează apoi zona de amplitudine a vibrațiilor, unde vorbim despre intensitate. Cât de tare cânt, da? Se aude... Și noi avem aici, le numim nuanțe. Asta a fost un mezzo-piano, să zic. Da? Un pic mai tare decât piano. Și am... Și avem, aici este partea de ritmică muzicală. Mai avem o proprietate extraordinară a sunetului,
Este forma spectrală a vibrațiilor care ne dă în muzică timbrul. Aici vorbim despre armonice și identificăm pe de-o parte mai multe timbruri vocale, chiar așa, pluralul în română când vorbim de muzică este timbruri, nu timbre ca la poștă. Și avem timbruri vocale de bas, de tenor, de alto, de sopran. Și între cele de sopran avem Luisa Spiridon, alte voci, până la identitate. Aici fiecare dintre noi are o amprentă timbrală. Nu există nimeni cu exact același timbru cum are altcineva. De asemenea, și în muzică există diferențierea timbrală pe instrumente. Avem aici, de exemplu, o foarte frumoasă susținere de alămuri cu mai multe timbruri și eu imediat îl invit pe Romeo să ne prezinte câteva dintre ele. Înainte de a vorbi de timbrurile muzical-instrumentale, vreau să vă spun că tot ce ține de partea aceasta fizică, de morfologie, tot ce reiese din zona asta constitutivă a sunetului, nu are valoare etică în sine. Nu pot condamna o înălțime pentru că are frecvența pe care o are. De altfel, toate frecvențele ne-au fost date. De aceea, nu pot să condamn un acord de septimă de dominantă care are și nonă. Și să spun că dacă are și nonă, înseamnă că e rău. Nu pot să condamn un triolet pentru că este diviziune excepțională și că apare că e triolet. Că așa este ritmica. Este ca și când i-aș spune lui Balzac, dragă autor, te rog să scrii, dar fără epitete, că el cam exagerează pe acolo, fără adjective, fără forme de stil. N-am cum să fac lucrul ăsta. De asemenea, în ce ține de amplitudinea vibrațiilor, aici tot așa este grija mea ca muzician să mă adaptez foarte bine odată spațiului în care mă aflu. Da? Dacă sunt într-o cameră micuță, un studio sau așa, nu să mă apuc să rup pianul acolo, că dacă mai e cineva în încăpere, îi fac rău. Ci totdeauna trebuie să fie bine adaptat la spațiul în care mă desfășor. Și apoi, timbru. Nu sunt timbruri greșite în sine, cum nu sunt oameni greșiți ei. Da? Noi observăm comportamente care nu sunt corespunzătoare, dar nu suntem chemați să fim oameni necorespunzători. Nu e treaba noastră asta. Și pentru că există toate timbrurile astea muzicale, noi nu le condamnăm pentru că sunt timbruri. De exemplu, un pian poate să cânte bine, poate să cânte și rău, poate să fie cinstit, poate să fie și necinstit. Dar niciunul dintre lucrurile astea nu apar din cauza că e pian, ci din cauza lucrului pe care îl comunici. Deci la nivel de comunicare, la nivel morfologic, la nivel constitutiv, pianul nu e vinovat că e pian. Și nu trebuie să găsim vinovat, dar trebuie să ne gândim cu ce lucrăm și cum putem să folosim tot, absolut tot ce ni s-a dat ca să îi dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că vorbim de muzica de laudă și noi alt scop nu avem. Bun. Acum aș vrea să vorbim despre câteva dintre instrumentele pe care le cunoaștem mai puțin. Pentru că am ajuns la zona de timbru, Romeo, te invit. Vino și spune-ne despre alămurile grave, pe care le cunoaștem noi mai puțin. Și să-ți dau și un microfon, nu? Așa. Pare că instrumentele grave sunt mai interesante, dar și cele trompetele sunt foarte interesante. Dacă vă uitați în dreapta mea aici, vedeți aproape aceleași instrumente, dar diferența e destul de mare între ele și unde e domn profesor. Este în zonă. Te rog frumos să vină să-mi prezinți prima dată ce înseamnă trompete. Trompetă mi bemol, si bemol, cornet și așa mai departe. Sunt diferențe foarte mari. Și vreau să-mi dai cel mai sus posibil sunet cu mi bemolul. Da? Cât se poate. Cu trompeta mi bemol. Până își pregătește arsenalul. Toate instrumentele le vom prezenta în ordine descrescătoare, adică de cel mai de sus până la bas.
Și o să vedeți cât de mare este plaja. Deci este o trompetă mi bemol. Deci ar fi si bemolul de sus. O trompetă mai normală. Mai normală. Da, asta e mi bemol. Un si bemol. Tocmai spuneam că nu sunt de bine. Nu sunt de bine instrumentele, da. Urmează o trompetă, Laurențiu. Cântă-ne tu ceva acolo, dacă ia un instrument, ia instrumentul și cântă-ne ceva. Bun. După care va urma trompetă mai mare, cam aceeași formă, care deja coboară, bineînțeles că este mai groasă. O trompetă si bemol. Da, trompetă si bemol, cam așa, mai mare puțin. Bun. Urmează alt hornul. Este un instrument foarte interesant și adăugat fanfarilor din România. Vino, Laurențiu, să ne prezinți cum sună un alt horn. Se cântă foarte mult în zona Germaniei, Austriei. În România destul de puțin. Am avut o inspirație datorită cuiva să introducem și noi acest instrument. Sună cam ca și opoiul din orchestra. Are o voce foarte caldă. Ar fi al treilea, deci avem trompetă 1, trompetă 2, urmează alt horn. Da, cam asta e. Urmează tenorul, imediat sub, unde este un tenorist, unde este Manu. Hai, te rog, suflă și tu să auzim diferențele. Se pregătește celălalt Manu pentru bariton, să ne cânte ceva mai jos. Și după aceea, Dadi, du-te la instrument și tu cu... Dar de ce se numește si bemol și la bemol? Asta îi face parte din tenor. Urmează sub tenor imediat bariton. Stai, am avut o întrebare, mi-am spus că de ce se numește în si bemol, de ce se numește în do, de ce se numește în mi bemol. Este vorba de acordaj. Ceea ce vă spuneam mai departe, mai devreme, sunt instrumente transpozitorii, instrumente care atunci când cânți frecvența de si bemol, sună de fapt do. Și atunci îi spune trompetă în si bemol. Sau dacă cântă do și la pian frecvența este si bemol, e invers. Important ele că sunt transpuse și se scrie în orchestră, se scrie știmă separat cu tonalitatea trompetei așa cum este ea. De asta se numesc. E vorba de frecvența asta. Deci, este cea mai apropiată de un bariton ca și la corn, ca și o voce bărbătească. Urmează cornul, unde e Marc. Poți să cânti și de acolo. Este instrumentul cu ambitusul cel mai mare, deci se poate cânta un ambitus, adică nota de jos și cu nota de sus, diferența dintre cele două este cea mai mare la acest instrument. Mulțumim! Da, mulțumim! Ștefania, hai să ne dai și un sunet la trombon, să auzim cum sună și separat. Din orchestră, ca și asemănarea într-o orchestră, înlocuiește cello.
Dar nu înlocuiește, că au locul lor în orchestră. În orchestra noastră, doar în suflători, cam face același lucru ce face un cello. Nu avem în orchestră, fac parte doar 4 instrumente de suflători, nu tot ce vedeți aici. În orchestra mare simfonică face parte doar trompeta, de toate, în toată fel, orice trompeta ar fi, cornul, trombonul și tuba. Deci restul nu au ce căuta în orchestra mare. Astea sunt uzuale. Iar tuba, știți cum sună. Mulțumim tare mult. Ok. O să auziți, și mi-a plăcut tare mult la piesa pe care au cântat-o la predică, intervenția de la corn, când au avut ei melodia. Câtă căldură, câtă bucurie a fost acolo. Mai vreau să vă mai arăt un instrument. Instrumentul se numește chitară bas. Frate Lucian, arăți un pic ce instrument e acela și dacă ne și poți cânta un pic. Chitara bas susține, da, într-adevăr. Da, pentru susținere, pentru ca să acorde... microfon. Un microfon. Un sunet mai profund. Așa. Deci, chitara bas este... L-am oprit microfon. Să auzi, nu? Nu, dacă stai tu mai aproape cu microfonul tău, s-aude și el. Vino cu microfonul mai încoace. Acum e bine. Da. Deci chitara bas susține mai mult tonurile joase și dă puțină grăsime și puțină culoare într-o orchestră. O orchestră, adică un band fără chitară bas, sună spart, sună sec. Nu există. De asta eu sunt foarte încântat și fac cu cea mai mare plăcere, pentru că îmi oferă calitatea sunetului, calitatea unei orchestrații profunde, chitara bas. Dacă vreți să știți vreodată, într-un cor, de ce falsează sopranele și de ce nu iau acuta, să știți că nu e din cauza lor. Este din cauza basului. În momentul în care basul e foarte bine acordat, foarte bine stabilizat, atunci sopranele vor face minuni, o să spun, wow, ce soprane grozave, dar este meritul lor. Bărbații totdeauna de bine. Și mulțumim pentru susținere. Ia să vedem dacă putem și auzi un sunet. Deci aceste sunete singure nu vă spun mare lucru, dar când se combină cu un pian sau, dacă mai vine, și un instrument de percuție pe lângă el, atunci se completează foarte bine și apare un întreg. Mulțumim, așa este. Chiar așa, întrebarea este, Timi, ești cumva pe aici? Vino să ne spui și despre instrumentul tău. Am învățat o glumă proastă și nu mă pot abține să vă spun și vouă. Se spune că percuționiștii sunt muzicieni excelenți, doar că au uneori probleme cu ritmul. Așa că te invităm, Timi, tu nu ești o excepție, tu nu ai probleme cu ritmul, din potrivă ni-l stabilizezi. Arată-ne un pic ce toată treaba asta de aici. Asta e mai degrabă improvizație, un set improvizat. De obicei, un set clasic. Are o tobă mică, vorbim în termen popular, se numește kazan, dar de fapt îi spune side drum. Este o tobă mai mare, care are un sunet puțin mai grav, care este într-o parte. Mai are o tobă bas, mai mare aici jos, și cinele. Acum, fiecare percuționist își personalizează setul în funcție de ce dorește, în funcție de cum este de stilul lui, în funcție de ce cântă, în funcție de cum îi place să cânte. Eu aici mi-am improvizat o tobă bas cu cajonul. Cajonul e scaunul pe care stă, da? Care normal nu are rolul de a fi tobă bas. Este un instrument de percuție în mod special pentru muzica latină, muzica samba, latin. Da, latin.
Bun. Hai să facem un pic câteva sunete. Dă-ne un pic cinelele. Dă-ne două, trei sunete singuri la cajon. Cu cinelele poți să faci mai multe lucruri. În muzica simfonică, în muzica clasică, mai ales muzica de film modernă, cinelul este folosit pentru efecte de explozie. Să vă arăt acum. Facem introducerea inimii camerei. Poți să pui acolo sau nu? Arată singur. Să vedem în ce fel slujește acest instrument care a fost atât de criticat și atât de scos de peste tot și credeți-mă, în colaborările noastre ni s-au spus, vrem să sune ca pe negativ, dar să nu se vadă percuția, că de ce să nu se vadă? Că e rea, face rele, face păcate și noi, de fapt, avem nevoie și de acest instrument ca să ne servim de muzică, să spună muzica tot ce are de zis. Hai să vedem, să intrăm un pic în atmosfera piesei printre nori de usanale. Mulțumesc, atât foarte. Bun. Și mai facem o piesă cum e introducerea de la imnul nostru. Imediat ce a început percuția, mi-am dat seama că sunt pe câmpul de bătălie, că am o luptă de dus, că este triumfant, că este un marș. Imediat m-a dus în locul potrivit. Mai avem, de exemplu... crescendo, am avut o introducere în momentul în care ai făcut efectul din chimes, cum se mai zice în română? Are altă denumire? Chimes, ok. În momentul în care a făcut acel efect, eu în sală am știut că urmează să încep, să cânt. Și ne pregăteam să spunem cuvintele, da? Mulțumesc foarte mult, Timotei. Da, sigur. La fel ca și chitara bas, percuția are un rol foarte important. Că de multe ori, mai ales în biserică, s-a spus să nu se audă bas, să nu se audă percuție, să fie numai pian, vioară și... Când scoți percuția și basul, îi scoți practic inima dintr-un corp uman. Fără o bază, fără basul care susține armonia și percuția care îți dă... Ce vreau să vă remarc aici este că e un om care își iubește instrumentul. Cred că fiecare dintre noi suntem din ăștia. Dacă v-am văzut cu pianul pe scări, da, așa. La fel, acum ne explică, poate să ne spună orice. Concluzia este că iubește instrumentul pe care îl practică deosebit de mult și într-adevăr este util și bun în muzică. De asta există și de asta îl folosim. Da, și cum spuneam, te ajută să cânti, îți dă o atmosferă, îți creează o atmosferă foarte frumoasă, foarte faină, care te ajută să cânti și te susține. Mm-hmm. Da. Mulțumesc. Cum ați și observat în seara, aseară, azi, dimineață. Da. Mulțumesc tare mult, Timotei. Cum ar fi un cor fără bas? Sau să scoatem coardele de bas de la pian? Bun. Acum să vedem un pic despre timbrurile vocale și o să le vedem cântând. O să cântăm partitura afișată. Sunt sigură acum că cel puțin 70-80% dintre voi citim note, dintre noi. Bun, și o voi ruga pe Pati și pe Luiza, le voi ruga, să ne susțină să învățăm acest timp. Dacă avem în sală tenor sau bași care ne pot susține de asemenea, invităm lângă noi. Dacă nu, mă ajută și mă bucură foarte mult. Super. Ok.
Bun. Cântați din sală, se aude, se aude frumos. Ce vreau să vă rog? Unde aveți mai bine? Ah, perfect. Bun. Rugămintea e așa. La a patra măsură, după ce începe vocea să cânte, după ce începe corul, avem două pătrini și pauză. Pauza esențială. În momentul în care am cântat pam, pam, am o tensiune mult, mult mai mare și o expresivitate mult mai mare decât dacă facem o bărbuță. La, la, li, la, 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 la. Da? Nu, ăla nu trebuie. A vrut Bach pauză, facem pauză, da? Cu toții. Bun, mai zicem o dată de la început. Thank you.
Mulțumesc, mă, de ajutor. Să citești Bach nu e ușor. V-am propus acest exercițiu pentru că este o lucrare care schimbă oameni. Aici trebuie schimbat. Ne dorim să înțelegem cum am putea să-L lăudăm pe Dumnezeu. Toți cei care suntem prezenți aici ne dorim să-L lăudăm pe Dumnezeu frumos, așa cum vrea El. Și atunci am întrebat unul dintre mai mari cântăreți ai Scripturii, cum ar trebui să fie cântarea noastră de laudă. Pentru că domeniul acesta muzical a suscitat dispute de când există. Acolo se dau lupte mari pentru că acolo ne arată Dumnezeu că e frumos. Acolo se descoperă. Și deci acolo trebuie atacat de cele mai multe ori. Și atunci, cum ar trebui să fie bine? Avem o traducere a psalmului 147:1 care spune: Lăudați-L pe Domnul căci este bine să cântăm spre lauda Dumnezeului nostru. Fără mă. Da, cântarea de laudă este plăcută și potrivită. Ne-a ajutat aici mai marele cântăreților? Oare ce înseamnă plăcută? Și ce înseamnă potrivită? Să ne așteptăm să găsim cântările care chiar or să placă tuturor? Nu? Să facem un videoclip și să ne așteptăm ca absolut toată lumea să fie acolo? Să le placă? Avem cum? Sau potrivit? Potrivit? Cine spune ce e potrivit? Eu? Romeo, tu spui că ești dirijor. Declar ce e potrivit de acum încolo pentru toată lumea? Nu? Ce înseamnă cântarea asta să fie plăcută și potrivită? Îmi place că începe cu plăcută. Avem un Dumnezeu care e mare artist. A ținut să fie frumos tot ce a făcut. Tot ce a făcut, de la macrocosmos, cosmos până la cea mai mică celulă dintr-o frunză. A ținut neapărat ca tot ce face să fie superb și să fie frumos. Mi s-a făcut odată o introducere înainte de un concert și mi s-a spus: voi cântați pentru Domnul, nu faceți artă. Să nu vă duceți să faceți artă. Eu spun așa: Doamne, dacă pot să fac artă, dă-mi putere. Ajută-mă să mă duc acolo și să fac artă cu toată ființa mea și cu tot ce pot și cu tot ce poți tu mai bine, că eu nu pot mare lucru. Bun. Și totuși, avem vreun îndrumar, ceva care să ne lămurească pe unde să o luăm? Ce facem? Dacă lăsăm și ultima redută și punem la adunare și să fie acolo și să cântăm și cu eufoniu și cu toate instrumentele și cu blockflute și cu chitară și cu acordeon, îl vedeți acolo, și cu percuție, ce am făcut acum? Că nu mai avem pe cine să dăm afară. Nu mai avem pe cine să... Cum? Cum ne vom îndrepta în marea asta de muzică? Păi avem. Se numesc cele 10 porunci. Așa li se spune. Deși am înțeles că ele sunt de fapt un legământ, un fel de contract pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi pentru că ne aflăm în relație cu El. Ar fi frumos să pot să le iau pe fiecare, pe rând. Pentru că în fiecare poruncă este iubirea Lui față de noi și în fiecare poruncă înțelegem cum ar trebui să cântăm. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Cântarea mea îl are ca scop al închinării. Absolut. Cântarea de laudă, tot ce aducem la biserică în laudă, trebuie să-l aibă ca el, ca obiect al slăvirii. Da? Nu cântăm la biserică alte preocupări umane. Cântăm laudă lui. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci idoli, spunea fratele pastor, da? E adevărat că nu avem statuete pe care să le luăm după noi și să ne închinăm la ele. Dar putem să facem din preocupările noastre muzicale un idol, ceva care să-L pună pe Dumnezeu pe alt loc decât întâi? Am putea. Mai avem să nu iei numele Domnului în deșert. Mare grijă! Cum cântăm noi numele Domnului? Și aici este o frumoasă corelare cu porunca a șasea, să nu ucizi.
Dacă eu cânt ce fericire am pe Iisus, la deschidere, că s-a pus cântarea, s-a ridicat lumea, am început să cânt, s-a terminat cântarea, m-am așezat jos, iar eu nici nu știu ce s-a întâmplat cu mine în timpul ăla. Știți că am văzut oameni care erau complet în altă parte în momentul ăla? Ce fericire am pe Iisus, asta mă face. Cum să cânt așa? Despre asta vorbește porunca. Dacă nu pui acolo tot sufletul, dacă măcar te cum să zic, dacă nu te implici, dacă nu cânți cu consum, dacă nu pui acolo din sufletul tău ceva, asta e călcare de poruncă. Bun. Porunca a patra, există muzică de sabat și există muzică pentru alte preocupări. Muzica de sabat este integral închinată lui Dumnezeu. Am avut colaborări în care mă întâlneam cu colegi de la lucru, din diverse orchestre, da? Cântam în concert, diferența dintre noi, în afară de faptul că erau plătiți și eu nu, pentru colaborarea aia, pentru că era în sabat, era că eu îl laud pe Dumnezeul meu în sabat, iar ei, în momentul ăla, doar își făceau meseria. Pe care o fac și eu, în toate zilele săptămânii, cu credință și cu devotament, atât cât pot, după cât mi s-a dat. Dar în sabat, tot ce facem noi în sabat, îi este închinat lui Dumnezeu. Cu atât mai mult muzica. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Avem muzică pentru asta? În primul rând, trebuie să știm că în momentul în care cântăm și ne implicăm în asta, trebuie să facem ca orice alt lucru, cinstindu-i pe părinții noștri. Știți cum începe cariera muzicală a oricui? Cu sacrificiile lor, cu timpul lor, cu cheltuielile lor. Da? Nu e ușor să te duci să faci diverse instrumente. Tot ce ești ca muzician vreodată este pornit din copilărie de către părinți. Iar ei trebuie să fie cinstiți pentru asta. Vorbisem mai devreme despre să nu ucizi prin prisma faptului că dacă eu cânt o muzică moartă, mă fac vinovat în fața lui Dumnezeu. Mi s-a spus, am cântat de dimineață o cântare și mi s-a spus să o las mai moale. Cum adică să fac asta? Ce înseamnă mai moale? Nu pot să cânt decât maxim ce pot, nu pot să dăruiesc cam cum să cânt piesa asta, cam 80% din ce? Că dacă eu mă implic mai puțin decât tot ce pot, nec plus ultra, tot ce sunt și încă mai mult, pentru mine e păcat. Deci, mă iertați, mai moale nu pot să o las. Nu fac așa. Nu cred așa. Bun. Mai există, din păcate, există genuri muzicale care se folosesc în mod direct pentru scopuri suicidale. Există oameni care promovează aceste genuri muzicale. Aici aveam un slide cu un copil dintr-un festival de anul ăsta zvârcolindu-se într-un noroi de festival și noroi la propriu, în convulsii, chinuit de ce-i făcea lui muzica aia. Nu tuturor ne face același lucru, dar trebuie să știm că există muzică hotărâtă de a face rău. Dar de din start, din titlu, da? Dacă auzi o piesă că se cheamă Unholy, n-ai ce să iei prea mult de la ea, nu? Dar nu am pus asta. Că am zis că dacă ei nu ne promovează muzica noastră, să nu mă apuc să o promovez eu pe a lor. Dar, într-adevăr, pot să ucizi. Acest tip de comunicare, acest canal, are acest gen de putere. Să nu prea curvești. Multe lucruri se întâmplă alimentate de muzică. Există cadrul potrivit pentru orice. Aici trebuie să avem noi grijă. Muzica ne poate duce acolo unde ne expunem, dar este capabilă de a amplifica toate pornirile noastre. Să nu furi. Noi nu avem treabă cu asta, cine de aici fură. Am auzit că a dispărut o cană din asta de metal. Poate a luat-o cineva fără să-și dea seama, dar noi suntem creștini, noi nu furăm.
Dar totuși au trecut foarte mulți ani până când să înțelegem că este absolut obligatoriu ca de fiecare dată când apare un clip să apară cine cântă, cine a făcut muzica, cine a făcut versurile, cine a făcut orchestrația. S-a întâmplat să văd și a fost o generație întreagă care din rațiuni de securitate a lor nu treceau neapărat mereu cine a făcut piesa. De ce? Să nu se îngânfe? Nu. Atunci era pentru securitate. Dar acum e o chestiune de cinste și de asumare. Odată ca autor, că ai făcut versul, că ai făcut o muzică, să scrii acolo că asta am adus eu, că sunt responsabil. Pentru asta, asta am gândit și asta vă ofer. Și noi, pe de altă parte, când primim o partitură, să spunem întotdeauna cine s-a ocupat de ea și a cui aparține. Ține de această poruncă și ar trebui să o respectăm. Să nu mărturisești strâmb. În muzică n-ai cum să minți. Odată n-ai cum să minți cu studiu. N-ai cum să spui că eu am lucrat muzică, dar n-ai lucrat. Că se aude. N-ai cum să. Și apoi în interpretare. Dacă pot să spun cuvinte ce din coada o să sune, de cântat nu pot așa. În momentul în care ești fals, instrumentul, că este voce sau că e pian, nu-ți răspunde. Trebuie să pui acolo adevăr ca să miște vreodată. Sunt foarte mulți îndrugători de sunete. Foarte mulți oameni care pun sunet după sunet, ce am, la o 440, tacădam, 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 și sunt înșiruiri, dar alea nu or să miște niciodată. Când se simte ceva acolo în suflet, când simți că s-au umezit ochii și că începi să plângi, acolo este cineva care cântă cu sufletul. Este cineva care a pus acolo adevăr. Aia n-ai cum să minți. Deci muzica ne poate ajuta să ținem adevărul. Să nu poftești. Cum e asta? Cântând. Păi, odată pot să cânt un anume tip de muzică și să poftesc alta. E tot o chestiune de cinste și o chestiune principială. Dar una peste alta, adevărul va mișca și mișcă peste timp. Piesa pe care am cântat-o a fost scrisă undeva între 1685 și 1750, când a trăit Bach. Bach a fost luteran. El a fost mișcat de imnurile pe care Luther le-a luat din popor și le-a adus în spațiul cult care este biserica. Și spun care este cu mare optimism. Aproape inconștient. Dar da, eu cred că biserica este un spațiu cult. Și el a luat imnurile alea din popor, Luther, le-a dus acolo. Bach a fost mișcat. A scris această cantată pe care o cântăm și noi azi. Un alt om mișcat de ceea ce a scris Bach este Felix Mendelssohn Bartholdy, un romantic. Romantica perioadă, 1809-1847, a trăit. S-a născut într-o familie de evrei, foarte încântat de originea lui mozaică, origine care îți prinde bine dacă vrei să faci muzică. E un lucru în general bun. La un moment dat s-a întâlnit cu muzica lui Bach în studiu și a ținut neapărat să o facă cunoscută. Ce s-a întâmplat de la întâlnirea cu muzica până când a scris lucrările care ne-au rămas, n-aș putea să vă spun. E Dumnezeu care face minuni. Dar el l-a descoperit pe Iisus, a devenit luteran. Vă propun să ascultăm probabil începutul, că aș vrea să cântăm noi mai mult și să-i ascultăm pe cei de la Gorj Brass, care ne cântă așa de frumos. Dar vă propun începutul Sinfoniei a V-a în re major, partea a patra. Ia să vedem ce scrie Mendelssohn. Avem generala de orchestră. Asta e finalul de la partea a treia și intrăm în partea a patra. Thank you.
Ce ne-a scris aici? Cine este ăsta? L-ați recunoscut? Ce toate tare-i Dumnezeu? Un imn scris de Martin Luther. Ce face muzica? În momentul în care s-a întâlnit cu ea, în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu prin ea, n-a mai putut să rămână la fel. Tot ce ne-a lăsat poartă amprenta unei relații cu Dumnezeu, poartă amprenta reformei. Despre ce cântăm noi la închinare? Păi avem cele 10 porunci, da? Care sunt să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este totul legat de această relație. Dacă vin să mă închin lui, sunt în contract cu el. Și asta vine cu obligația de a duce lui închinare și de a nu face rău celorlalți prin închinarea mea. Acum, noi avem obiceiul de a pune oamenii în concursuri și să spunem care e pianistul care cântă cel mai repede. Care e pianistul care e cel mai bun? Astea sunt niște pagube imense, că nu avem decât de pierdut din această viziune. Punem copiii în scop educativ, sigur că îl înțeleg și am participat și cunosc, dar îi punem în linie așa și îi punem în concurs și îi vedem care e bun, care merită, care nu merită, care nu e. Vă propun să încercăm să căutăm o altă viziune asupra celor care cântă și asupra felului în care înțelegem noi relațiile între noi și cu Dumnezeu. Orice problemă de geometrie începe într-un spațiu euclidian. S-ar putea să fie puțină matematică pe aici, dar e multă matematică la muzică. Și spunem așa, într-un spațiu euclidian, ce avem acolo? Odată lucruri care țin de materie, lungime, lățime, înălțime, și lucruri care țin de timp. Da? Calculăm timpul cu ziua solară medie, durata medie de timp între două treceri consecutive ale soarelui de la meridianul unui punct de pe suprafața Pământului. În spațiul acesta, care este singurul care mi s-a dat, noi trebuie să ajungem la lucruri care nu sunt limitate așa. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu care este altfel decât spațiul acesta, care nu are aceste limite. Și întrebarea care urmează este, e posibilă o formă perfectă? Noi tragem drepte și ne gândim că ar trebui să fie mai lung, mai scurt, mai repede, da? Este posibil să găsim o formă perfectă, pentru că dreapta este infinită. A început de acolo, nu se termină nicăieri. De asemenea, tot Aristotel căuta perfecțiunea și s-a uitat și la segment. Și pentru că este limitat și începe din punctul A și până în punctul B, nu avem cum să spunem că este o formă perfectă. Și atunci, cum aș putea să ajung la forma perfectă? Și mă gândesc aici, cum aș putea să-i ajut sau să-i văd pe cei din jurul meu, fără să fac liniuțele alea, să spun tu ești bun, tu ești rău, să mă apuc eu să mă trezesc juriu, cum sunt toate concursurile astea. Am nevoie de cel necuprins într-o formă care intră într-un spațiu euclidian, într-o formă care este cuprinsă. Și atunci am ajuns la cerc. Cercul care este necuprins, desfășurarea dreptei circumferinței nu are final. Și totuși este o formă finită, o văd integral. Da? Este o formă determinată cu aspect unitar și este perfectă. Și aici am două cercuri. Dacă ne-am gândit să vedem oamenii așa, poate am reușit să fim mai buni unii cu alții. Asta e gândul meu de azi. Ca să vedem valoarea cuiva, hai să vedem cum calculăm area cercului. Ne ajută cineva cu formula? Area este pi r pătrat. Pi este un număr irațional. Cum este el irațional? Ce înseamnă număr irațional? În zecimale este infinit, da? Doar că el este clar finit, că este între 3 și 4. Este undeva acolo. Hai să ne gândim că Dumnezeu a vrut să ne arate ceva din infinirea Lui într-o formă pe care noi o putem înțelege. Și atunci avem circumferința care depinde de numărul pi. R pornește din centru, avem un
un centru al ființei pe care îl vreau mereu în relație cu el. Și relația mea cu el crește pe raza R. Da? Raza R este dezvoltarea mea până a ajunge din centru ființei mele la circumferință. Să zicem că vorbim despre educație. Educație muzicală sau educație de altfel. Sunt oameni care au două clase, dar în relația cu Dumnezeu au ajuns de la centru ființei lor la circumferință și au atins acolo pe cel necuprins. Acela este un om perfect. Sunt oameni care și-au dezvoltat raza cu mult mai mult și și-o dezvoltă încă și știu că ce au de făcut pe pământul ăsta este să-și dezvolte relația cu cel necuprins, să dezvolte ce li s-a dat în artă, în știință, în meseria lor, indiferent care ar fi. Și în momentul în care ei ajung din centrul lor pe fiecare domeniu în relație cu cel necuprins, atunci sunt perfecți. Nu trebuie neapărat să-i vedem în linie și să spun câți suflători avem aici. Avem 20, câți avem? Dar avem numărul 1, 2, 3, 4 linie mai sus, mai jos, podium ca la Olimpiadă. Că n-am fost chemați să facem asta, ci să ne vedem în relație cu Dumnezeu, într-o formă bună, într-o formă perfectă și să iubim pe fiecare dintre noi așa cum sunt în relație cu Dumnezeu. Dar de ce o fi raza la pătrat? Aici mi-a plăcut cum a interpretat Noica, a interpretat din cartea Cercul a lui Aristotel. A spus că raza se ridică la pătrat pentru că tu ai de lucru cu tine însuți. Întotdeauna trebuie să te iei pe tine și să te duci încă o dată și încă o dată și încă o dată mai mult decât ești. Avem lucruri de făcut. Nu putem să venim în față. Dacă mi-a scris cineva, dacă aș putea să vin să cânt la program, dar nu pot veni la nicio repetiție, dar vă rog să mă credeți că sunt un muzician foarte bun și am cântat și în orchestra cu tare și în orchestra cu tare. Păi cum ar fi să mă duc și eu la lucru să le spun ce montați, My Fair Lady? Nu o să vin la repetiții, dar aș dori să particip la serbare. Cum vreodată? Că nu e vorba de valoarea ta singur. Este vorba de cum muncim împreună, cum luăm sunetul și cum ajungem la un rezultat corect. Nu e mereu așa. De foarte multe ori primim lovituri. Primim și foarte multă iubire și încurajare și susținere. Dar uneori nu vin așa. Sunt foarte mulți muzicieni care au de-a face cu bullying pe internet. Da? Știu că în social media toată lumea poate să spună multe lucruri. E corect să-ți asumi când primești o critică, dar mai toți avem oameni la care ne ducem pentru sfat. Oameni care sunt mai învățați decât noi și când mă duc, nu mă duc să mă laudă. Mă duc să-mi spună ce am făcut bine, ce am greșit și așa. Pentru cei care obișnuiesc să arunce cu bobârnace pe internet, trebuie să știți că le primim. Că avem suflet, că plângem, că ne lovesc pe noi, că ne lovesc familia. Nu e niciun secret prin asta. Primim tot ce ne spuneți de felul ăsta și mai ales ne asumăm că nu suntem perfecți. De când iei o partitură în brațe, n-ai cum să fii decât umil. Muzicienii trebuie să fie cei mai umili dintre oameni. Când iei Bach și te puși să citești, nu poți să ai, vai, acum eu mare muzician, pentru că totul va fi nou și pentru că totul trebuie învățat. Mai vin și încercări, mai vin și suferințe și întotdeauna muzicienii se vor întoarce către ceea ce le dă lor căldură și putere. Și acum, peste timp, ajungem în 1950, Besançon, ultimul recital al lui Dinu Lipate. Bolnav grav cu leucemie, avea pe pian un pahar cu apă, pentru că avea nevoie din când în când, un recital cu program superb, integral a valsurilor de Chopin, Bach, și-a cântat, și-a cântat, și-a cântat. Și la un moment dat, a simțit că nu mai poate. Când a simțit el că nu mai poate, a ieșit de pe scenă. Au fost secunde în care toată sala a așteptat în tensiune. Când s-a întors, a cântat asta. A fost ultimul lui cuvânt. Astfel și-a luat răspuns. A rămas bun. Acum îl ascultăm pe Dinu Lipate în înregistrare.
oameni care cântați, scopul nostru este să-L găsim mereu pe Dumnezeu acolo. Vă doresc să vă întoarceți mereu și mereu la acest izvor de bogăție, să vă bucurați de toate beneficiile relației cu El și să ne apreciem și să ne iubim unii pe alții mai mult, iar asta se va auzi în cântatul nostru. Vă mulțumesc, vă las în compania muzicii bune, pentru că e seminar de muzică, e cu aplicabilitate, așa că invit din nou Gorj Bras să ne încânte cu muzică. Vă mulțumesc! Thank you.
Thank you.
Prelungiri, prelungiri.